Când iubim, ne simțim inima plină de bucurie și seninătate, dar știai că și creierul tău are parte de transformări semnificative? Îți propunem să afli cum poate iubirea să-ți sucească mințile la modul științific, adică ce se întâmplă în creier când te îndrăgostești. Oamenii de știință spun că atunci când ne îndrăgostim, substanțele chimice asociate cu circuitul recompensei ne acaparează creierul, producând diverse răspunsuri fizice și emoționale, inima bate mai repede, ochii strălucesc, simțim că suntem inundați de pasiune, dar și de anxietate. Nivelurile cortizolului, numit și hormon al stresului, cresc la începutul unei relații romantice, pentru ca organismul să facă față situației în care este expus. Odată cu creșterea cortizolului, serotonina se epuizează. Nivelurile scăzute de serotonină înmulțesc speranțele și îngrijorările corelate cu noua relație și poate chiar să tulbure somnul. În același timp, crește nivelul de dopamină, acel hormon al fericirii asociat cu plăcerea și recompensa. De asemenea, în timpul actului sexual se eliberează oxitocina, hormon al atașamentului, care adâncește sentimentele de atașament ale partenerilor unul față de altul și îi face pe cei doi să se simtă mai conectați. Iată în ce fel te afectează concret dragostea. Te face dependent. Se spune că dragostea este ca un drog, iar această credință nu este deloc departe de adevăr. Când te îndrăgostești, activează aceeași zonă din creier care face ca o persoană care ia droguri să devină dependentă. Te scapă de stres. Știai că atunci când te ține de mână persoana pe care o iubești, îți scade tensiunea arterială, ți se diminuează orice durere fizică ai avea și stresul dispare ca prin minune. Îți îmbunătățește sănătatea mentală. Dragostea nu este bună doar pentru sănătatea fizică, ci și pentru cea mentală. Unele cercetări arată că persoanele îndrăgostite aflate în relații de cuplu fericite au un nivel mai mare de dopamină. Te învață empatia. Când te îndrăgostești, zona creierului responsabilă cu judecata se închide, deci tinzi să critici mai puțin și să acorzi mai multă atenție nevoilor și dorințelor partenerului. Dacă iubirea durează, se transformă. Dacă dragostea durează, această euforie însoțită de neliniște se calmează în decurs de câțiva ani. Pasiunea poate rămâne, dar stresul dispare, iar nivelurile de cortizol și serotonină revin la normal. De asemenea, mai spun cercetătorii, dacă unele cupluri simt că după mai mulți ani au fost acaparate de rutină, acest lucru nu înseamnă că scânteia iubirii nu mai poate fi aprinsă în cazul lor, dimpotrivă. Dacă partenerii discută sincer și își reamintesc ce e apropiat inițial și dacă își reiau obiceiurile sexuale împuținate de-a lungul căsniciei din diverse motive, se activează din nou oxitocina, iar cei doi se simt reconectați. Relatează Click pentru femei.ro.